E frică? E frică? Da, e frică. Sunt din Pix. Copiii sunt testați aiurea.
dacă vi se pare că e manipularea mare, să știți că vă înșelați. Copiii sunt supuși la școli la o manipulare incredibil mai mare. Am avut ocazia de curând să intru într-o școală. Sunt sute de afișe cu poartă masca, spală-te pe mâini, păstrează distanța. Copiile văd afișele alea de mii de ori pe zi. Pentru noi ca adulți este simplu. Noi oprim televizorul, dar copiii ce fac la școală? Ei nu au abilitatea noastră, nu au discernământul nostru, mă rog, cine are. Astfel că ei sunt supuși unei manipulări incredibile. 2 ani de manipulare, eu cred că ajunge. Această stare de alertă trebuie să înceteze. Cei care se fac responsabili de această manipulare trebuie să plătească în fața legii, pentru că sunt zeci de mii de morți în urma unor protocole greșite. Sunt zeci de mii de morți din cauza că nu li s-a acordat asistența medicală. Foarte mulți pacienți care au avut, nu știu, forme de cancer de diverse tipuri, oameni care au avut nevoie de transplanturi, de operații chirurgicale, de dializă, au murit pentru că li s-a refuzat tratamentul medical. Și această stare de alertă, care a contribuit la moartea atâtor mii și zeci de mii de oameni, trebuie să înceteze. Ni se spune să ne acoperim nasul și gura. Tocmai de aceea am adus niște măști unde ne acoperim și nasul și mai ales gura, ca să nu comentăm împotriva lui Arafat, a grupului de comunicare strategică, grup de comunicare strategică care nu conține niciun epidemiolog. Acum, de când cu noua coaliție, avem un epidemiolog la conducerea Ministerului Sănătății. Până atunci am avut o doamnă doctor care era specializată în epilări inghinale. Am avut alt ministru care nu a fost în stare să-și prezinte nici măcar diploma de licență. A venit cu o diplomă de pierde sau nu știu de care. Este clar că suntem manipulați. Vedem că săptămâna asta a fost dat în viliac și impostura pe care a generat-o doctorul Rădulescu prin faptul că a plagiat peste 1500 de articole și le-a pus pe net, asumându-și-le. Vedem că și doctorul Jurma este un impostor. El nu are drept de practică, nu are pregătire în epidemiologie, virusologie, microbiologie, dar toată lumea s-a închinat și l-a ascultat, s-a uitat la el ca la un mesia. Este anormal ca niște impostori să stabilească direcțiile în care noi trebuie să ne desfășurăm viața. Și peste toate acestea avem un prim-ministru care este acuzat de plagiat. Pe Arafatul din Israel, el a zis, să știi, ieri l-a scos. L-a făcut pe Arafatul lor să spună, ne cerem scuze! N-a fost bine că v-am vaccinat, n-a fost bine că v-am forțat cu certificatul verde și cel mai mare rău pe care l-am putut face a fost închiderea școlii, alterarea educației. Asta nu mi-o pot ierta niciodată. Găsiți filmul pe Telegram pe Aurelian Ro, necenzurat. Că fanpage-ul de 66.000 de followers a dispărut, am făcut fanpage-ul nou, Aurelian Oficial, unde mă veți găsi după ce ating pragul de 10.000. Suntem la 8.000. Trecem mai departe. Da, te rog, ajută. Există acest argument că da, domne, vaccinul nu va opri infectările, dar va opri 100% decesele. Ați auzit acest argument? Da. Și internările, și tubul la ATI, și toate astea. Acesta este graficul la zi din Israel. Vârful primului val, vârful celui de-al doilea, celui de-al treilea, aici scrie ianuarie 20, undeva pe aici s-a introdus vaccinarea în Israel. Da?
Israel, care a fost denumit de către Pfizer, șeful Pfizer, laboratorul lor. Asta a spus Burla, șeful Pfizer. Da? Avem aici valul, nici nu mai știu, 1, 2, 3, 4 și uitați ce se întâmplă cu decesele în valul 5 la o proporție de vaccin. Arată că nici măcar minciuna cu reducerea deceselor nu funcționează. Și arată că imunitatea naturală cea lăsată de Dumnezeu corpului uman, știu că unora dintre voi le e frică, dacă se pronunță acest cuvânt, într-o piață publică, da, imunitatea naturală lăsată de Dumnezeu e de 27 de ori mai largă, mai de durată, mai diversă decât imunitatea artificială, care de fapt nici nu e o imunitate. Asta este important să înțeleagă toți ăștia care vor să ne constrângă la vaccinare și pentru asta trebuie să le strigăm cu toții într-o singură voce. Nu cedăm! Nu ne vaccinăm! 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 Nu contează dacă s-au vaccinat oameni sau nu până acum și câți și cu câte doze. Contează ca fiecare să ne respectăm alegerile, să nu ne blamăm unii pe alții și să revenim la normal. Să ne tolerăm, să nu ne acuzăm unii pe ceilalți pentru alegerile pe care le facem cu privire la propriul nostru corp. De care, apropo, domnilor jandarmi, suntem liberi să dispunem cum dorim. Inclusiv în materie de mască. Mulțumesc că m-ați ascultat. Mai departe. Masca este device medical și trebuie autorizat de către ANM. Mai departe. În Statele Unite, graficul mortalității, ia uitați cum arată. Vi se pare că se duce în jos sau în sus? Grad de vaccinare 70%. Merge în sus, da? Ia uitați valul ăla ultim, cum s-a dus în sus. Ia uitați. Astea sunt cifrele lor. Cifre oficiale. Ei ne promiteau la începutul lui 2021. Vă vaccinați și scăpați. Rămâneți vii. Nu mai muriți. O să scăpăm de mască. O să meargă copiii din nou la școală, fizic. Asta ne spuneau. Fauci și toți ăștia. Da, CDC-ul și toate autoritățile, da? Ia uitați cum au livrat. Și acum să venim către România, că noi pe România, pentru România ne interesează graficul. O să vă explic imediat, lasă termul lor. O să ai nevoie să-l ții sus. Au șuntit vârful din valul 3 și le-au băgat și le-au raportat după aceea decesele acelea. Se vede cum le-au luat de aici și le-au pus aici? Se vede? E destul de mare, se vede, da? Congresul PNL, 5.000 de persoane fără mască în interior. Antol la Cluj, 75.000 de oameni ca sardelele. Ăia nu se mai infectau, nu? Discotecă la polivalentă în Cluj, în interior, ca sardelele. Cât are polivalenta din Cluj? Tot 5.000, 2.000, ceva de genul. Mii oricum. Acolo nu se mai dădea Delta, nu se mai dădea COVID-ul, de la unul la altul. N-am văzut o mască la acel concert. Și nu mă înțelegeți greșit. E foarte bine că oamenii încep să nu mai creadă. Că oamenii ies din frică și că oamenii nu mai vor psihoză, vor normalitate. Mai departe. Avem valul 4, foarte înalt, 500, 600 de decese pe zi. Aici e important să ne oprim puțin. Acest val înalt a fost creat pentru că nu li s-a dat acces oamenilor la sănătate. Pentru că nici până acum, nici la Fila, nici Mihăilă n-a răspuns pe 544. Unde-i domnul? A plecat. Așa.
La întrebarea mea simplă, în zilele cu 500-600 de morți pe zi, cât era mortalitatea totală? Să vedem și noi dacă ne-ați mințit sau nu. Nu ne-au dat mortalitatea totală nici până azi. Dar nu-i nimic, că se termină martie și ne va da INS-ul. Și vom afla exact ca în UK, ajungem și eu. Pe Arafatul din Israel, el a zis, să știi, ieri le-a scos. L-a făcut pe Arafatul lor să spună, ne cerem scuze. N-a fost bine că v-am vaccinat, n-a fost bine că v-am forțat cu certificatul verde și cel mai mare rău pe care l-am putut face a fost închiderea școlii, alterarea educației. Asta nu mi-o pot ierta niciodată. Găsiți filmul pe Telegram pe Aurelian Ro necenzurat. Că fanpage-ul de 66.000 de followers a dispărut. Am făcut fanpage-ul nou, Aurelian Oficial, unde mă veți găsi după ce ating pragul de 10.000. Suntem la 8.000. Trecem mai departe. Da, te rog, ajută. Există acest argument că da, domne, vaccinul nu va opri infectările, dar va opri 100% decesele. Ați auzit acest argument? Da. Și internările, și tubul la ATI, și toate astea. Acesta este graficul la zi din Israel. Vârful primului val, vârful celui de-al doilea, celui de-al treilea, aici scrie ianuarie 20, undeva pe aici s-a introdus vaccinarea în Israel. Da? Israel, care a fost denumit de către Pfizer, șeful Pfizer, laboratorul lor. Asta a spus Burla, șeful Pfizer. Da? Avem aici valul, nici nu mai știu, 1, 2, 3, 4 și uitați ce se întâmplă cu decesele.